Astăzi, o zi spectaculoasă de pescuit pe malul apei, în compania multor pescari. Surprinzător, deși... Nu ar trebui să fie surprinzător, pentru că este o zi foarte, foarte frumoasă de decembrie. Avem parte astăzi de 10 grade, o temperatură foarte bună de pescuit. Sunt mulți pescari, așa cum am spus, pe malul apei. Am venit la o partidă de relaxare de pescuit la metod pe lacul Herneacova, un lac pe care l-am mai prezentat în filmările mele trecute. O locație foarte, foarte frumoasă, unde pescarii își pot face dâmblaua, ca să zic așa, atunci când vor să prindă exemplare frumoase de crab. Fiind o partidă de relaxare, mi-am pregătit de acasă, bine, indiferent de felul de partidă de pescuit, iarna, atunci când vreau să pescuiesc cu pelete, mi le pregătesc în marea majoritate a cazurilor de acasă. Așa cum ați văzut când le-am desfăcut, peletele au fost umectate, de fapt, prima dată le-am pus într-o pungă. Am pus un litru de pelete, am pus jumătate de litru de apă peste ele, am înodat punga și le-am pus la frigider. Această procedură am făcut-o de aseară, iar acum dimineața peletele sunt perfecte de utilizat. Nu mai am niciun fel de problemă cu ele. Separat față de pelete, vreau să-mi pregătesc și niște nadă, niște green, nu foarte mult, cât să am pentru o partidă de pescuit scurtă, fiindcă azi vreau să pescuiesc în jur de 4 ore, cât e cald și frumos. Folosesc cam jumătate de pungă de nadă. Am să introduc puțin aditiv, nu foarte mult, după care am să completez cu apă și am să-mi pregătesc și această nadă pentru a o avea pe cealaltă lansetă. Astăzi folosesc două lansete pentru a mări șansele de reușită în prezentări. Fac acest lucru atunci când pescuiesc de plăcere, fac acest lucru iarna, în perioada rece, când prezentările nu sunt atât de dese, și în general pentru a verifica diferite formule de nadă. Astăzi, în speță, vreau să verific diferența dintre nadă și pelete. Vreau să văd cum răspunde peștele mai bine în această perioadă aici, pe această locație. În timp ce așteptam ca nada să se umecteze bine, între timp văd că mi-a intrat un caras pe prima lansetă aruncată. Un caras care a venit la pelete și pe un wowzer portocaliu. Mi-am luat la mine atât varianta washters, așa cum le știu în general pescarii de metod, dar am la mine și wowzers care sunt cu niște culori mai vii, și am la mine și niște pelete slow sinking, niște pelete moi, pentru a vedea dacă nu cumva peștilor le plac și peletele mai moi în această perioadă, pelete pe care le atașez la cârlig cu ajutorul quick stop-ului. Așadar, am spart gheața cu un caras, sper ca pe lângă acest caras să vină și niște pești mai frumoși. Thank you.
Oh, caras. Uite ce caras frumos. Vuc. Uite ce caras. O, ce frumos e. Și până acum am avut două prezentări, amândouă la pelete și la cârlig, Washters portocaliu, adică varianta de wafter prespălat. Și vreau să continui cu această formulă, fiindcă de cele mai multe ori în perioada rece am avut rezultate foarte bune pe culori prespălate. Și cred că am o problemă în vadul meu. Mi-au venit niște sloiuri de gheață acolo și nu mi se mai scufundă firul. Nu înțelegeam la început de ce nu mi se scufundă firul, dar acum mi-am dat seama că de fapt e peliculă de gheață chiar în vadul unde am nădit și unde aleg să pescuiesc. Un ciortănel. Exact. Activitatea este primul lucru pe care îl căutăm acum pe frigul ăsta. Adică frig. Că nu putem să zicem că e frig, dar... Nu e rău. Primul crap al zilei. Aproape viu. Dar mai viu cu a tău. Astăzi socializez cu vecinii. Așadar, doi carași și un ciortan. Mai am niște sloiuri de gheață în față, am să mai lansez ca să le mai trag un pic, fiindcă nu mi se scufundă firul.
dar trebuie să recunosc că și carașii sunt foarte, foarte frumoși. Iar pentru o zi ca aceasta, activitatea, indiferent de specia de pește prinsă, activitatea contează foarte mult. Peștii sunt foarte, foarte reci, așa cum am zis, pe lac încă sunt porțiuni cu sloiuri de gheață. Aspect care se resimte și în activitatea peștelui. Iar așa am un caras. Ori un caras, ori un ciortănel. Cred că un ciortănel. Trebuie să văd să nu se ducă peste cealaltă linie. Să am un pic grijă. Acesta este dezavantajul partidelor de pescuit în care se utilizează două lansete. Și anume faptul că fiind una lângă cealaltă, pescarul trebuie să aibă grijă ca peștele să nu se încurce în cealaltă linie care rămâne în apă. Eu de această dată n-am reușit să scap. Am luat și linia cealaltă, dar cu puțină grijă am să reușesc să eliberez peștele fără să-mi încălcesc prea tare monturile. Asta a fost o trăsătură clară de crab, dar nici acesta nu e foarte mare. Și se pare că peletele pe care le utilizez astăzi, și anume Method Pellets, sunt pe placul peștilor, deoarece am destul de multă activitate, atât cu carașii cât și cu acești ciortani. Lucru care nu poate decât să mă bucure, deoarece suntem în plină iarnă.
Jet. Hai că e fain să ai activitate, e mișto. Cred că din nou am o trăsătură de caras. Oh! Prezentare pe ambele bețe. Să-l dezgăț repede, ca să pot să-l aduc și pe celălalt. Și am crezut că e caras atât de firav, atât de firav a fost prezentarea. Oh. Și practic acesta este, cred că, cel mai mare crab pe care l-am prins astăzi. Se poate spune că cel mai mare crab sau cel mai greu crab cu cea mai fină prezentare. Da. Și se pare că astăzi culoarea portocalie spălăcită este cea mai prinzătoare de departe. Cele mai multe prezentări le-am avut pe această culoare. Și iată, am ajuns la finalul partidei, aceste două lansări pe care le-am efectuat acum sunt ultimele două lansări ale mele pe ziua de astăzi. Am avut o zi frumoasă, o zi în compania unui lac plin, sau cel puțin aici, digul lacului Herneacova a fost plin dintr-un capăt în altul. O zi
în care m-am distrat, am prins pești. Este drept, nu am prins pești foarte, foarte mari, dar am avut activitate. Un lucru care, până la urmă, orice pescar îl vrea într-o zi de iarnă. În ciuda faptului că temperaturile atât de ridicate nu sunt normale pentru această perioadă, sper ca în continuare să mai am parte în această iarnă de zile frumoase de pescuit pentru a mai face partide care să îmi placă, de care să mă bucur fără a îngheța de frig. Până data viitoare, numai bine!